Cu siguranță că beneficiarii proiectului Clasa Viitorului sunt elevii, care au posibilitatea de a descoperi lumea din jurul lor prin intermediul instrumentelor digitale moderne. Resursele educaționale digitale, materialele didactice sunt prezentate cu ajutorul tehnicii de către profesor pentru a atinge obiective educaționale. Aceste instrumente permit organizarea mai efectivă a procesului de instruire, a spiritului de autodezvoltare, autocunoaștere a elevului. Niciodată nu m-aș fi gândit că școala îmi va oferi posibilitatea să-mi ating scopul mult dorit. Cu ajutorul Clasei Viitorului mi-am dezvoltat abilitățile creative. Aici avem acces la cele mai avansate tehnologii, precum ar fi microscopul optic, ochelari virtuali, iar fiecare oră petrecută în Clasa Viitorului este o experiență fascinantă. Visele devin în realitate, cel puțin pentru Ana Beștancu. De mic copil, ea era pasionată de robotică. Își dorea foarte mult să construiască un roboțel, însă posibilitățile erau limitate. Odată cu apariția Clasei Viitorului, această posibilitate a fost realizată. Cu ajutorul Clasei Viitorului, ea și-a dezvoltat creativitatea și imaginația. Clasa Viitorului a adus un concept nou în viața mea de elev, oferind un spațiu de învățare deschis, care sporește interesul pentru cariere din domeniile tehnicii, științei și ingineriei. De asemenea, Clasa Viitorului promovează metode de învățare captivante și motivante pentru elevi, ceea ce sporește asimilarea și însușirea mai bună a materialului. În epoca modernă, acum, când suntem în stare de a utiliza diferite mijloace tehnice contemporane, am decis și am răspuns provocărilor de a studia modulul robotică. Și atât împreună cu elevii din școala noastră, cu cei care au fost ghidați de mine, nu înainte de a frecventa cursurile de formare la robotică, am început să studiem acest modul. A fost un modul foarte interesant, a fost captivant. Elevii se străduie în aceste ore să elaboreze diverse proiecte ce țin de științe și implică și roboții.